Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată ultima poezie profetică a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, Profețiile Sfârșitului. Ascultați profeția sub o formă poetică a acestui sfânt. Iată cum scriu sfinții poezii. Mai rar această formă de exprimare la sfinți, dar nu mai puțin profundă. Vântul pustiirii, urgia cerească. Iarăși lupte, iarăși sânge, iarăși zgomot de război, iarăși lacrimi nesfârșite, iarăși valuri și nevoi. Când a șters sărmana lume lacrima de pe obraz, au venit năpraznic iarăși alte valuri de necaz. Văduvele iar vor plânge, cu bătrânii cei sărmani și copiii vor rămâne iar cu miile orfani. Pustii se vor orașe și pe mulți îi vor robi, unde sunt cântări deșarte, gloanțele vor dănsui. Iar în locul răsfățării și al luxului nebun va domni de-acum groaza și cutremurul de tun. Care azi de zburdăciune umblă goi nerușinați vor ajunge ca să umble de nevoie dezbrăcați. Când sporește răutatea, se scârbește Dumnezeu. Pentru asta vin în lume și războaiele mereu. O altă excepțională profeție în versuri a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul despre ispita neamului de pe urmă și frații cei mincinoși. Admirabilă profeție. La anii veacului din urmă, păstorii cei duhovnicești se vor abate de la turmă, urmând curentelor lumești. Păși vor ei pe calea strâmbă, lăsându-și drumul părintesc și vor cânta la oi din drâmbă, iar nu din fluier păstoresc. Vor face focul cu progresul în staulul duhovnicesc și fumul va stârni eresul retezului papistășesc. Atunci lumea cu știința va face născociri mereu și nu va fi la ea credința, nici temere de Dumnezeu. Poporul cel cu simplitate de frica veșnicelor munci va mai păzi cu scumpătate dumnezeieștile porunci, dar viețuind în neunire și fără povățuitori, vor fi urâți de stăpânire și mulți vor sta prin închisori. Acei cu râvnă mai fierbinte la fapte bună și smeriți vor fi ca cei ieșiți din minte de toată lumea socotiți. Înțelepciunea omenească va face idol pe pământ și lumea vrea să folosească dezmățul ca așezământ. Vor tunde bărbile și părul și hainele vor reteza, iar legile cu adevărul la modă toate vor scurta. La tineri nu va fi rușine, ci nici iubire între frați, iar moda va târî cu sine pe oamenii destrăbălați. Atunci Dumnezeu cu greață va căuta spre pământeni și va lipsi pe mulți de viață, ca oarecând pe sodomeni. Pământul își va pierde mana și munca nu va fi cu spor, că mulți vor crede pe satana tovară slobozirilor. Atunci lumea va să fiarbă ca un cazan la pirostea, aprinsă de mânie oarbă și pacea ei se va lua. Războaie mari înfricoșate se vor ține aproape lanț, dar mai grozav va fi ca toate al celor șapte la Bizanț. Popoarele civilizate când mai vârtos vor progresa, că fiarele înfometate cu dinții se vor sfâșia, vor face care zburătoare, iar coada lor de scorpion va face iarăși tulburare ca turnul de la Babilon. Atunci vor fi ca armătura balauri groasnici de metal, împrăștind pârjol din gură și fumuri cu venin mortal. La vii, abia a treia parte din toată lumea va scăpa, iar restul se va da la moarte. Apoi războiul va înceta, căci înger va veni din ceruri strigând cu glas înfricoșat să pună capăt la măceluri puterile din Tsarigrad. Acolo îngerii vor pune pe tronul bizantin un sfânt și pașnic toți se vor supune, lipsind războiul pe pământ. Atunci va fi ortodoxia în toată lumea strălucind și va să piară dușmânia, belșug și dragoste fiind.
Ultima poezie profetică a Sfântului Ioan Iacob, Hozăvitul. Uite că Sfântul intra și în mediul politic ocult al celor ce luptă cu lumea creștină. Fiara apocaliptică. Acum sporește răutatea. Deschisa școala Antichrist și descălește multă lume cu alfabetul ateist. Căci astăzi fiara cea gândită își mișcă capetele ei, masoneria, comunismul și răzvrătiții de evrei. Papalitatea de la Roma și cu păgânii din Agar aruncă mai cu îndârjire săgețile lui Veliar. Din 7 capete de fiară aceste 5 s-au arătat, iar când se vor ivi și restul, sfârșitul s-a apropiat. Va mai ieși o altă fiară cu 2 coarne ca de miel, iar glasul ei ca de balaur având putere de la el. Mai are fiara 10 coarne cu semnele lui Lucifer, sunt patimile pierzătoare ce strigă astăzi către cer. Aceasta este urâciunea ce va ședea pe locul sfânt și cu putere diavolească va fi stăpână pe pământ. Sfântul Nectarie de la Optina despre chipul bisericii de la sfârșitul veacurilor. Acest vis a durat aproape toată noaptea, spunea părintele Nectarie. Nu pot să vă relatez toate detaliile, căci ar dura prea mult. Iată esențialul. Văd o câmpie imensă unde are loc o bătălie cumplită între nenumărate gloate de apostați și o mică oaste de creștini. Toți apostații sunt foarte bine înarmați și duc lupta după toate regulile științei războiului. Creștinii sunt însă fără arme. Eu cel puțin nu văd la ei nicio armă. Și deja se poate ghici spre îngrozirea mea deznodământul acestei lupte inegale. Survine momentul biruinței totale a gloatelor de apostați, deoarece dintre creștini nu a mai rămas aproape nimeni. Îmbrăcați sărbătorește, apostați împreună cu soțiile și copiilor triumfă și deja sărbătoresc victoria. Deodată un grup neînsemnat de creștini, printre care sunt femei și copii, execută un atac neașteptat împotriva apostaților și într-o clipă imensa câmpie de luptă se acoperă de trupurile oștii atee și toată nenumărata adunătură este nimicită și pe deasupra, spre uimirea mea, fără ajutorul vreunei arme. Și l-am întrebat atunci pe un ostaș creștin ce stătea lângă mine. Cum ați putut înfrânge această nenumărată oaste? Dumnezeu ne-a ajutat, a fost răspunsul. Dar cu ce, întreb eu? Doar nu ați avut niciun fel de arme. Cu ce s-a nimerit, a răspuns oșteanul. Cu aceasta s-a sfârșit visul meu, a încheiat starețul. Părintele Dionisie Ignat de la Colciu. O să fie un război înfricoșat, poate nu acum, dar în câțiva ani. Așa va fi că nu vor mai cunoaște că au fost oameni ce omorâți. Suntem în vremurile de pe urmă, sunt semne vădite. Părintele Iosif Vatopedinul. Lucrurile sunt acum într-o stare de deteriorare, condiție care în momentul de față este comună pentru lumea întreagă. Și ca urmare acestei condiții va începe mânia lui Dumnezeu, am atins limita. Și acum se va întâmpla ceea ce Dumnezeu în mila s-a îndurat. El acum va pedepsi aspru datorită dreptății sale, pentru că a venit timpul pentru aceasta. Va fi un război și mai multe războaie și vom trece prin mari dificultăți. Acesta este începutul acestor evenimente, evenimente tulburătoare, evenimente militare. Cei care pun în mișcare acest rău sunt evreii. Ei sunt îndemnați de către diavol să facă aceasta pentru a distruge sămânța ortodoxiei în Grecia și în Rusia. Acesta va fi principalul lor obstacol în dominarea lumii și, fără îndoială, ei îi vor obliga pe turci să vină aici în Grecia pentru a-și începe lucrarea lor. Iar Grecia, deși are teoretic un guvern, nu are un guvern cu adevărat. Îi lipsește puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul când Rusia de asemenea își va pune în mișcare forțele sale pentru a se împotrivi turcilor. Evenimentele se vor desfășura astfel. Când Rusia vine în ajutorul Greciei, americanii și NATO vor încerca să prevină aceasta, pentru a nu se forma nicio alianță între două țări ortodoxe. De asemenea, ei vor provoca la luptă alte puteri, cum ar fi Japonia și altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni. Vaticanul, de asemenea, se va implica mult pentru a împiedica rolul crescând al ortodoxiei și pentru a preveni o alianță între țările ortodoxe. Astfel se va împlini
pronia divină. Sfântul Serafim de Varata. Va veni vremea când Rusia va fi sfâșiată în bucăți. La început o vor împărți, iar apoi vor începe să jefuiască bogățiile ei. Occidentul va concura în toate felurile posibile la distrugerea ei și va da partea ei răsăritană până la o vreme în stăpânirea Chinei. Extremul Orient îl vor acapara în mâinile lor japonezi, iar Siberia chinezi, care vor veni în Rusia, se vor face căsătorii mixte, iar în final, prin viclenie și perfidie, vor lua teritoriul Siberiei până la Urali. Când China va voi să treacă mai departe, Occidentul se va opune și nu va permite. Multe țări se vor întoarce împotriva Rusiei, dar ea va rezista pierzând mare parte din pământurile sale. Acesta este războiul despre care spune Sfânta Scriptură și prorocii că va deveni pricina pentru unirea întregii omeniri. Oamenii vor înțelege că nu se poate trăi așa pe mai departe, fiindcă tot ce este viu va pieri, și vor alege un guvern unic care va fi antecameră împărăției lui Antichrist. Apoi vor începe prigoanele asupra creștinilor. Când în adâncul Rusiei vor ieși primele șaloane din orașe, trebuie să se grăbească cineva să iasă între primii, căci mulți dintre cei ce vor rămâne vor pieri. Sfântul Lavrentie de Cernigov. Va fi un asemenea război mare, încât atât de mulți se vor pierde, că vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui. Dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peșteri. Spunea că în acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărâ să-și aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârșit, va începe prigoana împotriva adevăraților creștini, care vor trebui să scape fugind, evadând, iar cei neputincioși și bătrâni, măcar de remorcile lor să se prindă și să fugă. Va fi război, continuă părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite, vor dispărea și oamenii și toate viețuitoarele. Dar înainte de aceasta, Dumnezeu va trimite tot felul de boli pentru oamenii cei slabi și ei vor muri. Când va veni Antichrist la putere, bolile însă vor dispărea. Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăință, ci pentru nimicire, pentru distrugere. O soră l-a întrebat pe părinte: asta înseamnă că vom pieri cu toții? Nu, a răspuns părintele. Cei credincioși își vor vărsa sângele pentru credință și atunci ei vor trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioși vor merge direct în iad. Până când nu se vor completa rândurile îngerilor căzuți, Dumnezeu nu va veni la judecată. În timpurile cele de apoi, Dumnezeu și pe cei vii scriși în cartea vieții va trece în rândurile îngerilor, completând astfel rândurile. În ultimul timp, părintele, stând pe lângă coriști, ne povestea foarte des despre timpurile de apoi și despre sfârșitul lumii acesteia. În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toți vor fi pe pământ și în oameni. Va fi o mare calamitate atunci pe pământ. Nici măcar apă nu va mai fi, apoi va fi războiul mondial. Al treilea. Vor fi niște bombe atât de puternice încât și fierul și pietrele se vor topi. Focul și fumul se vor ridica până la cer și pământul va arde. Vor rămâne foarte puțini oameni și atunci ei vor striga: terminați cu războiul și să ne alegem un singur împărat pe tot globul. Prorocirile schimonahiei Nila. Maica spunea că la sfârșitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parțial se va prăbuși, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre casa și orășelul în care locuiește, ea a răspuns: din orășel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuța mea și încă una. Va fi război, distrugeri, însă căsuța mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeți. Iată, drumul spre Egorievsk va rămâne și căsuța mea și nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orășelul va fi distrus. Sosiva timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră și tuturor le va veni foarte greu. Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori. Copilaș, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenții de la 14 ani vor fi reclutați și trimiși pe front. Acasă vor rămâne doar copiii și bătrânii. Soldații vor umbla din casă în casă, îi vor mobiliza pe toți și îi vor goni la război. Vor domni jaful și nelegiuirile celor înarmați
și pământul va fi împresurat cu cadavre. Copilașii mei, cât de milă mi-este de voi, de multe, multe ori repeta maica. Pusnicul N se nevoia mai mult pe muntele Jumalău. Avea darul lui Dumnezeu de a se face nevăzut. În anul 2001 i-a spus fratelui I: peste 2 săptămâni o să fie un eveniment important. Este vorba de atacul terorist din 11 septembrie 2001 asupra celor 2 turnuri gemene din New York, care, după cum spunea președintele Bush, au schimbat soarta lumii, în mai rău pentru creștinii ortodoxi, într-o țară îndepărtată. Efectul dăunător în România va fi în anul 2011. Hai să fii niaș să nu te sferii. Roagă-te lui Dumnezeu să nu te prindă anul 2011 în oraș, pentru că va fi mare vărsare de sânge. O să rânduiască Dumnezeu și o să stai pe muntele Rarău în 2011. Fratele I avea 60 de ani și a întrebat: mai este mult până în 2011, o să trăiesc până atunci? O să trăiești. O să mă rog ca să locuiești pe muntele Rarău. Cu un an înainte de a se muta la viața cea veșnică, pusnicul N s-a mutat la viața cea veșnică în anul 2002, fiind în vârstă de 105 ani, acesta i-a spus fratelui I ziua în care să vină și cum să-l înmormânteze. În ziua pe care o proroci, s-a fost găsit adormit într-un domnul și îngropat de fratele I și maica T, după obiceiul pusnicesc, pe muntele Jumalău, în locașul pe care și-l-a săpat singur. Pusnicul N nu a vrut să-i se pună cruce pe mormânt ca să nu știe nimeni locul unde este îngropat și i-a dat canon fratelui I să nu-i spună nimănui numele. Pusnicul Zosima. Despre pusnicul Zosima am aflat că a fost monah la mănăstirea Rarău. L-a cunoscut pe părintele Daniel Tudor, stares la mănăstirea Rarău între anii 1954-1958. A plecat pe muntele Rarău fiind prigonit de autoritățile comuniste. Fratele I l-a întrebat în anul 2007 pe pusnicul Zosima: părinte, ce o să fie în România în anul 2011? O să fie mare măcel în orașe. O să fie mai rău decât s-a spus părintele pusnic N. Roagă-te să te păzească Dumnezeu, că este greu de scăpat de ce o să fie. Fratele I a insistat să afle mai mult. Ce o să fie, revoltă, război sau cutremur? Zosima i-a răspuns: o să trăiești și o să vezi. Să te rogi lui Dumnezeu neîncetat. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!